Din Mioveni, care are un început de sezon neașteptat de bun, cu 9 puncte în primele 6 etape. Partida se dispută pe stadionul Dinamo. Mioveniul este prima formație din Liga a doua care câștigă un baraj de promovare. A scos-o pe Hermannstadt și, deși se bazează pe același nucleu de fotbaliști din Liga a doua, merge destul de bine. Frumat de start a gazdelor, în poartă cupă 1, Achim, Iutrici, Patriche și Pârvulescu sunt în apărare. Gioiu, Ventura, Cascini și William joacă la mijlocul terenului. Ralie, Garuti, Scarlatache și Balaur. În benzi evoluează Rădescu și Șerbănică, în zona centrală Panait și Dumitriu. Iar în atac sunt Massaro, Alex Buziuc și Bogdan Rusu. Ultimele două meciuri câștigate de echipa din Mioveni cu 1-0. Aici, pe stadionul Dinamo, împotriva celor de la Dinamo, astfel încât se mai pot face ajustări. Important pentru echipa din Clinceni ar fi să câștige astăzi, să obțină prima victorie și să nu piardă contactul cu echipele aflate deasupra ei. A început meciul, lovitura de start a aparținut Miovenului, care joacă astăzi în galben complet și atacă în prima repriză de la dreapta la stânga. Se prezintă bine gazonul. Pentru Pârvulescu, acțiune interesantă, minge controlată de Omox, cel care ieri a împlinit 30 de ani. Bolul aruncat spre Cioiu, steagul rămâne jos, este o ratare uriașă. Ducan îl blochează pe Cioiu. Echipa din Clinceni. Omoh dă la poartă, mingea lovește bara, Pârvulescu, Velios, scapă cumva din nou echipa din Mioveni, încă un șut al lui Omoh. Cunoaște bine acest stadion, an de zile a jucat pentru Dinamo, este omul care a dat proiectul acesta de la Clinceni, a fost construit și în jurul acestui fotbalist. Mare ocazie aici pentru Buziuc, un jucător exploziv, iată-l pe Omoh, țâșnind pe lângă Balaur. Omoh, minge trimisă, perfect pentru șutul care înseamnă primul gol în Liga 1 a lui Denis Ventura. 1-0 Clinceniul, super acțiunea lui Omoh. 1-0, gol marcat de Denis Ventura. Este prima reușită în Liga 1 pentru jucătorul slovac. Foarte bun și șutul lui Ventura. Nu a reușit niciodată să revină în acest sezon după ce a fost condus echipa din Mioveni. Se bate acolo Rusu. Rusu a combinat cu Buziuc. Minge spre Șerbănică. Velios, Omoh, foarte bună fază. William sprintează Balaur încercând să-l ajungă. William se îndată spre poartă. William șutează peste bară. Dumitriu. Centrarea lui Rădescu spre Șerbănică. Șerbănică izbutește să întoarcă și este o ocazie mare de tot pentru Coșereanu. Buziuc are emoții, este primul șut pe spațiul porții, are emoții pe un. Nu mi se... Mare ocazie. Mioveni trece echipa lui Peric la o apărare în 4 oameni. Greșeala lui Iutrici, un balon pe care îl scapă pe un și se dă penalti. Penalti pentru Mioveni în minutul 75. Greșeală mare a lui Iutrici aici. Buziuc, impecabil, este 1-1. Minutul 77, al doilea gol al lui Buziuc, în două etape consecutive. Ambele reușite din lovituri de la 11 metri. Acolo Rusu. Mie nu mi s-a părut un penalti evident. Centrarea lui Vanzo, minge la care intervine Scarlatache, pericolul nu este îndepărtat, gata, este penalti. Penalti clar, picior ridicat sus, greșeală importantă făcută de Toma, protestele sunt inutile. Luptă de la 11 metri pentru Clinceni. Hey,
clar, nu, indiscutabil. Nu s-a informat Toma, picior ridicat foarte sus, cred că îl și atinge un pic acolo pe Goma. Cașini apără fantastic! Fantastic apără Ducan! Ratarea lui Cașini consolată de Ventura, excepțională parada. Șutul nu mi s-a părut că e atât de rău. E drept dat la semi-înălțime, dar dat destul de tare. Foarte bună parada, foarte bună. Repet, penaltiul nu a fost bătut chiar catastrofal. Sigur că... Centrare, a sărit Iutrici și să vedem ce se întâmplă. Nu se mai întâmplă nimic, pentru că Antonie pune capăt acestei partide. Rămâne fără victorie Academica din Clinceni, 1-1 astăzi în partida cu Mioveni. Miovenul nou promovată face 10 puncte. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.